Otrăvirea lui Luca Monahul. Un capitol luat din cartea Minunile, Vedeniile și Cuvintele Preacuviosului Părintului nostru Nil, izvorătorul de mir, Cavso Calivitu. În schitul Cavso Calivia a venit un tânăr și l-a primit oarecine de ucenic, călcând legile locului acestuia sfânt, fără să se teamă de Dumnezeu și de blestemul părinților celor vechi, care este pus să nu primească spâni în schit, adică tineri fără barbă, care umplându-se de patimă pentru tânărul acela fără barbă, precum și alții făceau, că se găseau în timpul acela printre cei credincioși, oarecare și necredincioși sau eretici amestecați precum și acesta, iar părinții schitului, văzând că se face sminteală, s-au sfătuit ca să izgonească din schit pe tânărul acela. Iar fratele acela, care pentru patimă îl primise, se afla în colibă și îl apăra pe cel tânăr ca să nu-l gonească. Iar alt frate, cu numele Luca, râvnitor legii și îndrăzneț cu mintea și cu râvnă mare spre sfântul loc, s-a pornit să scoată ca să nu spurce sfântul loc. Iar cel ce avea patimă foarte s-a tulburat și, chemând pe Luca, s-a fățărnicit ca și cum și el se învoiește la izgonirea tânărului. Și vorbind cu fățărnicie în coliba lui, l-a cinstit cu o travă de moarte, cu vicleșug amestecând vinul cu o travă. Și acela bând s-a dus la soborul părinților și până acolo a lucrat o travă și cum a deschis gura să spună pentru pricina tânărului, a căzut înaintea adunării și a murit. Și văzând părinții schitului această întâmplare și neștiind că l-a adăpat cu o travă, au zis că cu nedreptate a vrut să izgonească pe tânăr și că Dumnezeu voiește pe acest tânăr să fie în schit și că din urgia lui Dumnezeu a murit Luca, iar nu din otravă. Vedeți ce înșelăciune diavolească, dar vai și amar acelora care nu au ascultat atâtea certări ale sfinților cuvioși părinți, care opresc pe cei fără de barbă ar fi în locuințele schiteilor. Că de era voia lui Dumnezeu așa, să locuiască și să se tăvălească călugării cu cei fără de barbă, cum spune Sfântul Pavel, părintele nostru cel din Xiropotamul, a zis acele înfricoșate cuvinte către ucenicii lui: vai călugărului aceluia care are prieteșug cu cei fără de barbă! Vai călugărului aceluia care are prieteșug cu cei fără de barbă! Ce să mai zicem de femei? Și așa cel pătimaș și netemător de Dumnezeu a omorât pe săracul Luca, râvnitorul cel după Dumnezeu, din pricina binecuvântată,
pentru îndrăzneală și dreaptă râvnă. Și dacă s-a făcut aceasta atunci, când se mai afla urmă de faptă bună? Dar acum, că a lipsit de săvârșit frica lui Dumnezeu, ce nu o să se facă? Văzând pe leprosul acesta, care s-a leproșat de la păstori, pe cel îngrețoșat și omorât sufletește, noi ne-am milostivit spre dânsul și ne-am arătat lui în multe chipuri, nu că dorim chipul vruneia din aceste fețe, am luat chipul obrazului lui, ci spre îndreptarea lor, că sunt oarecare, cu rele năravuri, care nu cunosc pe ce cale călătoresc. Că întâi m-am arătat în chipul bărbatului acelui cu rău nărav, spre îndreptarea lui, adică a lui Ignatie Mitilineu, capsocalivitul, iar acesta neînțelegând fiind și întunecat, n-a înțeles. Iar al doilea în chipul lui Anania din Caracal, acesta ca un întunecat de amețeala celor pământești n-a înțeles. Al treilea în chipul lui Nataniel, arhimandritul, care a trăit cu nedreptăți, cu nedrepte răpiri, ca un stăpânitor cu pismă, nedreptățind și răpind de la cei săraci și nu simte ce este nedreptate. Al patrulea m-am arătat în chipul lui Macare Schiteul, care nălucește că ține chipul nevoinței și se mândrește ca fariseul, fără să știe ce este nevoința, și se fățănicește că este nevoitor și își posomorăște fața ca să se arate că este și postitor. Al cincilea, în chipul lui Anatolie Doctorul, care vinde darul tămăduirilor și socotește că face faptă bună. Dar aceasta nu este faptă bună, ci iubire de averi, că tămăduirea celor bolnavi trebuie să fie fără de plată, iar nu să se vândă. Al șaselea, în chipul lui Matei Duhovnicul din Sfânta Ana, care se află împietrit, mic la suflet și nu cunoaște. Al șaptelea, m-am arătat și o să mai arăt în chipul lui Procropie Rusul, care este om păros și nălucește că are toată sfințenia pe dânsul și nu simte ce este sfințenia, ci are fariseica înălțime de minte și lauda bogăției, precum în urmă se va arăta. M-am arătat așa nu că de fan pe vreunul din aceștia, ci spre îndreptarea lor ca să-și vină într-o simțire, cel ce are urechi de auzit să audă. Și nevinovat sunt eu pentru neîndreptarea lor, fiindcă au rămas neîndreptați, o să rămână fără de cuvânt în ziua judecății și a osândirii. Și la treia zi a ieșirii lor, fiindcă astăzi și mâine în lume se află, că viața aceasta nemernicie este, precum zice și Domnul nostru Iisus Hristos. Astăzi și mâine sunt făcând minuni și a treia zi mă sfârșesc. Sala de Să vii.